Salutare tuturor, eu sunt Arox și bine ați venit la topul meu cu 5 cărți care, după părerea mea, sunt enervante pe Clash Royale. Pe locul 5 avem Balonul. Chiar dacă această carte pare inofensivă din cauza scăzutei vieți, dacă ajunge să lovească turnul, va distruge foarte mult din el, lăsând și o bombă surpriză pentru a-ți da bătăi de cap. Pe locul 4 avem Skeleton Army. Acești scheleți au puncte de viață foarte puține, dar în schimb au un atac foarte ridicat, în această grupă fiind 14 scheleți, deci ne putem imagina că această carte va scoate din joc multe pericole precum Prinț, Gigant, Goblin Bearer și mulți alții. Inferno Tower. Această clădire va avea grijă ca majoritatea cărților de tip tank cu care vei încerca să zdobori adversarul ca Gigantul, Golemul, Lava Hound Knight, să nu ajungă la turnul inamic. Locul 2 avem Zeppo. Cartea aceasta, precum deloc, poate să curățe o cantitate imensă de pericol și este foarte bună împotriva Sparkelui. Și pe locul 1, cartea care, după părerea mea, este cea mai nervantă, o avem pe Valkyrie. Deși nu o folosesc, această trupă este un tank și este foarte puternică împotriva majoritatea cărților, poate să doboare un asalt asupra ta destul de ușor, ceea ce este foarte enervant atunci când este folosită de inamic. Păi bun, fraților, cam atât a fost și pentru topul meu. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și butonul de like. Un mic share ar fi de folos și până data viitoare, eu zic, pa, pa!